Astăzi abordăm un subiect care cred că este foarte important pentru această perioadă a anului, și anume bugetul de pe anii următori. În mod normal, perioada următoare e bine să o gândim în termen de 3-5 ani, dar măcar să o gândim de 1-3 ani. Bugetele sunt extrem de importante pentru că ele dau un mesaj despre strategia pe care o are firma pentru echipă. De ce 1-3 ani? Pentru că e bine să vedem o perspectivă mai largă a viitorului, nu doar următorul an. Și atunci să vedem cam cum vrem noi să evoluăm, cum am vedea noi că putem evolua în următoarea perioadă. În felul ăsta vedem strategic încotro vrem să ne punem energia, încotro vrem să punem banii pe care îi vedem că îi avem. Asta nu trebuie făcută în niciun caz de către antreprenor, ci trebuie făcută de către echipă. Avem nevoie neapărat de un manager financiar, o persoană care știe să facă management financiar, atenție, nu contabil, după care aveți poate un director de vânzări, aveți poate un director de logistică, aveți poate o persoană care este responsabilă de resursele umane sau un director de resurse umane, un responsabil de marketing. Aceste persoane ar trebui să vină cu o planificare. Ce văd ei? Cum văd ei că se poate dezvolta în perioada următoare de 1-3 ani firma din perspectiva departamentelor lor?